3, 4, knock at the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. Povești, cântece și jocuri în engleză răsună toată ziua din grădina școlii de vară organizate la Craiova de o profesoară de limba engleză. Copiii se distrează, socializează și învață cuvinte și expresii noi. Chiar îmi place engleza, numai că nu știu foarte, foarte multe cuvinte, numai că părinții mei îmi zic că am un accent foarte bun la cuvintele în engleză, cum pronunț eu cuvintele în engleză. Citim povești. Și sunt frumoase? Da. Și cântecele în engleză? Da. Și tu știi multe cuvinte? Nu știu foarte multe, dar știu. Când e cald facem înăuntru și când e mai răcoare facem pe aici, pe afară. Ce faci, mate? Ce faci tu aici afară? Uite, fac activități. Ce activități? Tras cu arcul, popice, aruncatul cu săculețul, de exemplu. Și engleză înveți? Da. Îți place? Da. Cât de mult îți place? Te pricepi? Da. Am luat de 2 ori la rând notă maximă. Copiii învață limbi străine mult mai repede la vârste fragede, iar cursurile prin joacă sunt cele mai eficiente. Sunt foarte importante pentru că sunt copii care nu acceptă foarte ușor cursurile de limba engleză și atunci ei vara le văd mai mult ca pe o joacă, le citim foarte mult în engleză, ne jucăm cu ei jocuri în limba engleză. Între 3 și 6 ani, creierașul lor este ca un burețel și absorb foarte, foarte mult. Avem și copilași care, începând cu vârsta de 6 ani, au putut să susțină examenele Cambridge pe care le-au luat cu punctaj maxim, tocmai pentru că au început cursurile de la 3 ani. Copiii au și alte activități la școala de vară, iar mulți dintre ei preferă să joace șah. A venit bunicul meu, m-a învățat și de atunci m-am băgat la șah. Ce-ți place ție, Nicolae, cel mai mult la șah? Când pot să câștig sau când sunt la turneuri și dacă sunt atent aici la turneu, pot să câștig. De-aia îmi place mie să joc șah, mai ales de pasiune. Și cât de bun ești? Nu pot să zic că sunt cel mai bun, dar eu zic că sunt bun atât. Cât de mult îți place ție șahul și ce-ți place la el? Foarte mult. Și îmi place mai mult când mut pionii. Ești bun, te pricepi? Uneori da, uneori nu. În fiecare an, la școala de vară, sunt înscriși copii care vin în vacanță în România cu părinților care lucrează în Franța, Spania, Italia sau Statele Unite. Pe lângă cursurile de engleză, părinții profită de timpul petrecut în țară și vor ca cei mici să socializeze cât mai mult și în limba română.